Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași, a organizat marți 26 martie 2024 o acțiune social-filantropică în Episcopia de Bălți cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În cadrul proiectului Caravana Milosteniei a așezării monahale din Dealul Mare, 2 tone de alimente au fost cumpărate și transportate la sediul Episcopiei de Bălți. Inițiativa a aparținut arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, care a fost sprijinit de câțiva fii duhovnicești preocupați de starea materială a oamenilor care își duc cu greu traiul de zi cu zi. A revenit din nou cu aceste ajutoare în alimente pentru cei care au o mare nevoie de ajutorul nostru din Basarabia. Și iată că am primit și multe mulțumiri pentru cei necăjiți care s-au bucurat foarte mult pentru alimentele primite din Sfânta noastră mănăstire. Și am revenit din nou cu mare bucurie, deși suntem în post, trebuie cu adevărat să fim mai buni, mai aproape de cei în suferință și căutăm cazuri unde chiar au nevoie de acest ajutor. Multă lume nevoiașă. Este foarte greu încercată această eparhie și am dorit să vin aici, fiindcă observ că Preasfințitul Părinte Antonie este foarte aproape de cei sărmani, de când îl cunosc eu. Dar nu vin numai aici, și în România la noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fiilor mei duhovnicești, unora dintre ei, facem parte și în România, căutăm cazuri din astea unde sunt mulți copii, oameni necăjiți, sărmani, văduve, orfani. Iar aici revenim că este, parcă am simțit eu că este mult mai mare nevoie în această eparhie unde Preasfințitul cu multă demnitate o conduce, dar ceea ce mi-a plăcut la Preasfințitul, prima dată se gândește la cei care au nevoie de ajutorul nostru. Adică umblă pe teren unde aude că sunt cazuri din astea și ne apelează și ne roagă să ajutăm, să revenim din nou, să putem face o faptă pentru ei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit și data aceasta. Am reușit datorită unor fii duhovnicești și Maica Domnului mi-a trimis chiar la spovedanie un fiu duhovnicești și mă întreabă: Părinte stareț, nu mai mergeți în Basarabia cu ajutoare? Am zis că v-a trimis Maica Domnului, fiule. Și atunci mi-a dat ajutorul ăsta de am putut să luăm 2 tone de alimente. Cont foarte mult de sfatul Înalpreasfințitului Mitropolit Teofan. De câte ori m-a întrebat dacă mai sosim Basarabia și chiar m-a blagoslovit și m-a binecuvântat dacă reușesc și în continuare să susțin eparhia de Bălți a Preasfințitului Antonie. Înalpreasfințitul nostru Mitropolit Teofan sprijină foarte mult această eparhie. Și atunci, cu supunere și ascultare, m-am bucurat că am primit această binecuvântare la Înalpreasfințitul nostru. După ce alimentele au fost încărcate dintr-un centru comercial din Bălți, delegația de la Mănăstirea Hadâmbu a ajuns la sediul Episcopiei de Bălți. Aici a fost întâmpinată de către Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți. Preasfinția sa și-a exprimat bucuria pentru darurile care vor fi distribuite în perioada următoare mai multor oameni nevoiași de pe cuprinsul Eparhiei de Bălți. De asemenea, și-a arătat recunoștința pentru baldachinul din lemn sculptat pe care Părintele Stareț l-a oferit pentru paraclisul Catedralei Episcopale din Bălți, aflat în construcție. Pentru Episcopia de Bălți astăzi este o mare sărbătoare pentru că Părintele Stareț, Părintele Nicodim de la Hadâmbu a revenit în spațiul nostru aducând binecuvântarea lui Dumnezeu și aducând și daruri pentru clericii și credincioșii din Episcopia de Bălți. Lotul care l-a adus astăzi Părintele, și trebuie să spunem că nu este pentru prima dată când Părintele vine cu daruri generoase în spațiul Episcopiei de Bălți. Lotul de astăzi este peste 2000 de kilograme de alimente care vor fi donate
familiilor din parohiile Episcopiei de Bălți. Gestul este cu atât mai mare și mai binecuvântat pentru că suntem în perioada postului mare și vrem ca înainte de Paști să mergem la câteva familii nevoiașe să le facem sărbătoarele de Paști să fie mai cu multă lumină și cu mai multă bucurie. Trebuie să mulțumim părintelui Nicodim pentru că zeci de familii, sute de familii au beneficiat de darul părintelui Nicodim și nu o singură dată am spus că părintele Nicodim este doar numai inimă și inima lui atât de mare poartă și Basarabia. Îi mulțumim pentru acest dar și rugăm Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate și îl așteptăm și cu alte daruri în spațiul Episcopiei de Bălți. Mai menționăm de asemenea că a adus și un chivot al copii icoanei Făcătoare de Minuni, care o avem în spațiul Episcopiei de Bălți, și acest gest vorbește despre generozitatea și dragostea părintelui pentru românii din partea de nord a Republicii Moldova. Îi mulțumim și îi dorim sănătate și îl mai așteptăm. Acțiunile social-filantropice ale Mănăstirii Hadâmbu vor continua în această perioadă. La începutul lunii viitoare, un grup de copii din localitatea Înrișeni, județul Iași, vor beneficia gratuit de un pelerinaj la câteva așezări monahale din județul Neamț.